găsit, Valer Dorneanu face declarații. Modul în care guvernul a adoptat acea ordonanță. Am obligat să fac o remarcă, anume că din cuprinsul ordonanței rezultă că s-a inspirat procurorul. Dar procurorul ar fi trebuit, analizând acea plângere, să vadă dacă există sau nu există impedimente care să le împiedice să înceapă urmărirea penală. Da, și acele impedimente încep cu dacă există fapta, dacă e infracțiune, dacă e, și el putea constata că verificarea a ceea ce a reclamat cei doi autori a oportunității ordonanței de urgență, că a fost adoptată cu un scop de a proteja pe cineva, de a favoriza pe cineva. Sunt chestiuni care pot fi de competența de ancheta parchetului sau nu. Ori asta țin de activitatea de legiferare. Rețineți, ordonanța aceea se dă având toate trăsăturile legii, aplicabilitate generală, subiecte nedeterminate. Ori nu era cazul aici, că nu s-a dat ordonanța pentru cineva anume. Faptul că s-ar fi putut să profite sau nu, asta e altceva. Și putea să se întâmple să poată efectua acte de cercetare dacă s-ar fi săvârșit legat de acest aspect concret, o infracțiune. Dar e de mită. Favorizarea asta e mai complicată, că ea privește modul de înfăptuire a justiției, împiedicarea modului de înfăptuire. Facem o simpozion? Pe tema favorizării infractorului? Nu, adică asta era principala... Bun. Dacă nu mai aveți, primiți... Partea regulii comunitate și acolo de regulă. Președintele Curții Constituționale, un anunț extrem de important la o solicitare depusă de președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. În urma acelei cercetări pe care o fac cei de la DNA în legătură cu ordonanța 13, a vrut să afle președintele Senatului dacă este corect ca cei de la DNA să ancheteze un astfel de subiect. Ei, sesizarea lui Călin Popescu-Tăriceanu a fost admisă de Curtea Constituțională, iar membrii curții spun că da, există un conflict între DNA și guvern. În legătură telefonică directă cu noi, Liliana Anastase, senior editor B1 TV. Liliana, bună ziua! Ce înseamnă decizia de azi? Decizia de astăzi, respectiv faptul că există un conflict juridic de natură constituțională între două puteri a statului român, respectiv puterea judecătorească, în acest caz reprezentată de DNA, și puterea executivă reprezentată de guvern, duce la ideea practică o ordonanță de urgență, în cazul de față ordonanța de urgență 13, nu poate face obiectul unui dosar penal decât dacă există aspecte concrete ale săvârșirii unei infracțiuni. De altfel, DNA, cei care începuseră ancheta penală în cadrul ordonanței 13 și, de asemenea, mai multe persoane fiind audiate în calitate de martori, inclusiv miniștri, au clasat mare parte din dosar, iar o parte au dijuns-o către parchetul general, iar procurorii de acolo vor trebui să respecte acum decizia Curții Constituționale. Asta și după ce judecătorii constituționali își vor motiva decizia dată astăzi, și cel mai probabil dosarul va fi închis dacă nu există aspecte concrete ale infracțiunii care să demonstreze că una sau mai multe persoane cu nume și prenume ar fi putut fi favorizate prin reglementarea acelor aspecte din ordonanța de urgență. Mulțumesc pentru aceste informații, Liliana Anastase. Avem o declarație și a noului ministru al Justiției, Tudorel Toader, tot pe această temă. E interesant de văzut cum se va reflecta decizia de astăzi a Curții Constituționale, pentru că, da, e o cercetare care a fost declinată către parchetul general. Alături de mine, Sarmiz Androni, consultant politic, Ana Bulai, sociolog, Tudor Barbu, fost senator, și Ioan Ghișe, membru ALDE. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături.
alături de mine. Cu acordul dumneavoastră, prima întrebare aș adresa-o domnului Ghișe. O vedeți decizia de astăzi ca un fel de, izbândă a dumneavoastră, izbândă a domnului Tăriceanu, pentru că a fost foarte criticată, în special din partea dumneavoastră, dinspre ALDE, această intenție a celor de la DNA de a cerceta cum a fost dat ordonanța 13? Constituția vorbește despre faptul că guvernul răspunde politic doar în fața Parlamentului. În plus, răspunderea guvernului este solidară. Așadar, dacă în inițierea unui act normativ, cum ar fi, de exemplu, o ordonanță de urgență, lipsește aspectul concret, individual, infracțional, nu poate un parchet să cerceteze guvernul pentru că își exercită dreptul său constituțional de a iniția ordonanță de urgență. Asta este esența problemei. Da, dacă a fost depusă o plângere până la urmă, ăsta este, este cursul firesc? Este rău și grav pentru procurorul care a inițiat cercetarea, pentru că din... Dar ei trebuie să se sesizeze pentru că, dacă nu. Din conținutul plângerii, identifici dacă există elemente care să te ducă spre o cercetare penală. Oricând o plângere vine pentru faptul că guvernul a inițiat un act normativ, citești conținutul actului normativ și îți dai seama dacă el este pro personam sau este un act normativ în sensul reglementării constituționale. Este banal. Bun, e... Iar faptul că o normă juridică, modificare de cod penal, să spunem, lege organică, cuprinde sau are, să zicem, cuprindere largă socială și printre cei care ipotetic ar putea fi incluși în sfera de cuprindere a normei, s-ar alfra și o persoană anume, asta nu este temei să inițiezi o cercetare penală. Bun, e o declarație care a tras atenția astăzi din partea noului ministru al Justiției, Tudorel Toader, care a vorbit și el despre modul în care procurorii anchetează ordonanța 13. Susține domnul ministru faptul că DNA nu are competența să stabilească oportunitatea unei hotărâri de guvern. Toader a fost și el acolo la Curtea Constituțională, unde tocmai s-a dat decizia. Procurorul anchetează acte, fapte infracționale și nu poate ancheta oportunitatea, legalitatea, constituționalitatea unui act. În concret, dacă guvernul adoptă un act juridic, hotărâre de guvern, ordonanță de urgență, ce-o fi, procurorul nu poate să ancheteze nici oportunitatea adoptării actului, nici legalitatea adoptării, nici constituționalitatea. Da, unii vor spune că e o intruziune, poate, a CCR în modul în care ar trebui să fie făcută o anchetă, că poate într-adevăr sunt niște lucruri bizare despre ordonanța 13. Alții vor spune că, da, foarte bine, că nu ar trebui să se bage procurorii acolo. Credeți că a reușit să împartă mai bine? Eu mă bucur foarte tare că s-a mai lămurit o problemă, că aveam tot timpul semnul de întrebare și mă bucur că s-a mai pus puțin frână DNA-ului. Până la urmă, cam aici ar trebui să se oprească. Da? DNA-ul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a mai iniția acțiuni de genul acesta. Până la urmă, sunt foarte de acord și cu ceea ce a spus domnul Ghișe. Nu prea mai ai ce să spui vis-a-vis de această problemă. Și am urmărit cu atenție și declarația ministrului Justiției, care iarăși a fost foarte clar. Adică, repet, concluzia este una clară. S-a stabilit o limită în ceea ce face DNA-ul. Oricum, DNA-ul este pe buzele tuturor, oricum ne uităm la tot ce face DNA-ul în ultima vreme, că e bine, că nu e bine, și am mai spus-o și o repet, este un exercițiu de imagine pe care îl face la nesfârșit. Bun, și apropo de DNA, cea mai gravă problemă în momentul ăsta, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, cea mai gravă problemă a DNA-ului, o reprezintă tot anumiți oameni, în niciun caz nu putem generaliza, anumiți oameni care și-au legat numele de DNA.
Unul dintre ei, procurorul Negulescu, un domn care a spus că pleacă din magistratură, un domn despre care s-a tot vorbit în ultimele zile, apar noi înregistrări halucinante care l-au în prim plan pe celebrul Portocală și când te gândești la el, cred că doar halucinant îți poate veni în minte cuvântul ăsta. Fostul procuror ar fi încercat să o șantajeze pe nimeni alta decât șefa DNA. Păi ce, domnule, trebuie să țintești sus, nu-i așa? Și comentăm pe această temă cu Andrei Bădin de la Flux24. Este în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Sunt mai multe aspecte interesante aici. Dacă ar fi să le luăm pe rând, unul dintre ele ar fi faptul că un procuror cere un fel de, nu știu, binecuvântare dacă să se apuce sau nu de un dosar. Asta înțelegem, unul dintre lucruri. Da, înțelegem unul dintre lucruri. În primul rând trebuie spus că este o mărturie, o înregistrare cu una din persoanele care furnizau denunțul domnului procuror Negulescu, acest domn denumit Șomeru, care, din câte știu, i-a făcut 11 denunțuri procurorului Negulescu, deci era un apropiat al dânsului din acest punct de vedere. Iar acest domn povestește ce i-a spus Negulescu. Evident că trebuie să luăm aceste lucruri sub beneficiu de inventar, deoarece nu avem proba că așa s-a întâmplat. Dar acest domn povestește că procurorul Negulescu i-ar fi spus că s-a dus la șefa DNA să-i cer acordul pentru unul din primele dosarele lui Sebastian Ghiță și că ar fi înregistrat-o. Mai mult, în aceste înregistrări difuzate azi și mai multe, că avem mult mai multe la dispoziție, domnul acesta povestește că Negulescu încerca să-l șantajeze sau, mă rog, să-l compromită pe actualul șef al DNA Ploiești, domnul procuror Lucian Olea. Dânsul mai vorbește de o procuroare tot de la DNA Ploiești, pe care a încercat tot la fel să o compromită, și mai vorbește de niște afaceri care au fost preluate de domnul Negulescu de la un fost șef al DGA Ploiești, și la tot felul de combinații cu terenuri luate, cu judecători și așa mai departe. Dacă ce spune acest domn se confirmă, este foarte grav și cred că s-ar trebui să facă o anchetă mult mai amănunțită la inspecția judiciară decât cea care este în momentul de față și care văd că este tărăgănată. Privința domnului Negulescu, care este trăinită, ba demisionează, ba se mută la Câmpina, ba nu știu ce mai se face. Iar în zilele următoare vor apare alte detalii mult mai puternice, ca să spun așa, despre acest procuror Negulescu. Mai există înregistrări, să înțeleg? Da, da. Acestea sunt 5 minute din aproape 2 ore. Bun, și ar trebui să ajungă la inspecția judiciară prin cineva care să facă o sesizare sau să se autosesizeze cei de la inspecția judiciară? Cum trebuie să funcționeze treaba? Măcar să verifice dacă e adevărat ce zice băiatul ăsta. În primul rând că trebuie să se autosesizeze. Din câte știu, acest domn Șomeru a mai prezentat public înregistrări și SMS-uri de la procurorul Negulescu. Deci ce a spus el până acum, oarecum s-a confirmat. Ce spune în această înregistrare spune chiar mai multe decât acestea. Inclusiv spune cum a fost introdus când a fost reținut de procurorul Negulescu într-o anumită celulă cu un anumit domn foarte important, pe care trebuia să-l tragă de limbă având tehnică în celulă. Deci sunt niște lucruri foarte grave, dacă se confirmă, repet. Da, mulțumesc foarte mult, Andrei Bădin. Așteptăm să apară din ce în ce mai multe informații de acest gen, pentru că se pare că e tolba plină, bă, oamenii, bă, informații, da? Deci, dacă e adevărat măcar o parte din ce spun oamenii ăștia, e horror. În România să te gândești că un domn care, bă, până la urmă, îți poate decide viitorul, că poate ai un dosar la el. Îți poate decide viitorul. El pune așa problema, el face un fel de șmecherie acolo pe plan local cu toată lumea. Prietenii se denunță, rudele care se apucă să vorbească, domnul Șomeru, domnul nu știu care. Și asta, Doamne iartă-mă. Deci asta este o continuare mafiotă a statului comunist. Noi ne purtăm așa cu surpriză, de parcă n-am mai trăit chestia asta. Ba, am trăit-o, trăiam cu șantaj, cu înregistrări, cu... Ce, Doamne iartă-mă, făcea securitatea? Ce, Doamne iartă-mă, făcea o mare parte din procuratură pe vremea lui Ceaușescu? Nu același lucru? Să știți că, de exemplu, legea ilicitului exista și înainte de 89 și unul ca Iohannis cu banii de meditații putea fi luat pentru ilicit sau nu? Depinde.
ce interese aveau și atunci. La nivel local, lucrurile acestea, rețelele acestea mafiote, au fost bine consolidate în perioada comunistă. Știai despre șefii tăi, ce știai despre anturaj, când îți convenea sau primeai ordin. Și aici era, ca să spun așa, un troc bine cunoscut. Executai și ordinul de la centru, dar îți mai, să zic așa, îți mai executai și propriile interese. Făceai, cu o mână făceai pentru șeful, cu cealaltă pentru tine. Și lucrurile acestea erau atât de bine împământenite. Și mai și înregistrai pe șeful dacă puteai, nu? Dacă îi înregistrezi. Îl aranjai și pe șeful. Știți, mecanismele astea niciodată n-au o singură direcție. Dacă șeful te pune să-l înregistrezi pe vecinul de masă, nu ești tâmpit să nu-l înregistrezi și pe șeful când te pune să faci chestia asta. Că la urma urmei trebuie să îți asiguri și tu dosarul pentru zile negre, dosar pe care la urma urmei îl faci și altora. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Papici. Câte lucruri s-au scos despre Papici. Știți ce este acum? Este procuror în Timișoara. Bine, mersi. Nu îi se întâmplă nimic nici lui Negulescu, pentru că sistemul îl va securiza cu mare rapiditate. Păi, și el spunea că nu se teme, că are prieteni în SRI. Și care prieteni în SRI și știe foarte multe lucruri. Credeți că dosarele astea au plecat la Ploiești așa din inerție, s-au dus singure, cu migrează păstrile călătoare? Nu, s-au transmis clar pe telefon. Omul știe și are la mână, cum se spune într-un sistem mafiot, și superiori și pe orizontală egali ale mânăriilor. Adică se înregistrează între ei, se pot da în gât între ei oameni importanți din cadrul unei instituții care a fost creată tocmai ca să elimine aceste obiceiuri proaste românești de care ne vorbea doamna Bulei. Și ce să vezi? Ele fac la fel, ba chiar le duc la rang de șmecherie și mai mare decât înainte de 89. Mi-aș permite două precizări, înainte să abordez analiza pe care mi-o propuneți. Prima, să-i spun doamnei Bulai că legea 18 pe perioada comunistă a fost abrogată acum câțiva ani de echipa Iliescu Năstase și a fost un lucru prost. De fapt, care fost... legea ilicitului? Da. Așa, a fost să-i prost... prindă. Nu a fost, n-a fost un lucru prost, corectez. A fost un lucru făcut în taină, în corpul unei legi a fost abrogată legea ilicitului. De ce? Pentru că nimeni să nu poate să controleze vreodată în mod corect și complet, ca în Franța. Că e legea lui Ceaușescu, este exact legea franceză tradusă în română. Ce să controleze, excelență? Vă spun eu, secretul fiscal. Cum nu, adică nu. Există secret fiscal pentru unii și pentru alții? Vă spun eu ce să controleze. Avele dobândite ilegal. Păi despre asta, despre dar în România nu se mai poate. Vorba. În România Constituția prezumă ca fiind licite, dobândite toate averile, deci controlul unei averi, am vrut doar să spun că a fost abrogată. Și era o lege copie ștanță după legea franceză, cu mici adaptări comunistoide care puteau fi date la o parte. 1. 2. Să-i spun domnului senator Ghișe că parchetul poate ancheta inclusiv un parlamentar pentru votul dat, dacă votul dat de parlamentar, dați-mi voie să termin și o frază. Nu, vin și la guvern. Păi am vrut să spun că nu, e mai grav să-ți permiți anchetarea unui parlamentar, unui legiuitor, da. În exercitarea mandatului dat de... Ce temei constituționale are? Îmi dați voie să termin și o frază. Ca dovadă că zice bine. Curtea ce zice. Am încheiat. Am vrut să explic celor de acasă, dar nu sunt... Păi mergeți până la capăt, explicați până la capăt. Dacă îmi dă voie, domnul Ghișe, da. Dacă se comite, știți cine a spus cel mai bine? Doi oameni au spus cel mai bine. Intervenția doamnei Liliana Năstase și intervenția domnului ministru au fost corecte. Știți ce a spus ministru? Dacă nu sunt elemente constitutive ale unor infracțiuni, procurorul nu poate ancheta nevoia urgentă. Nu dă seama dacă există. După ce face anchetă, că da, e procuror. Nu, 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 ascultați-mă. Înainte. Dacă guvernul României ia... Domnul Ghișe, ca să nu-i mințim... Păi nu, nu. Telespectatorii sunt mai... Îmi dați voie să-mi termin fraza. Să fim riguroși. Domnul Ghișe, o frază, vă rog eu mult. O Ghișe, o frază. Falsă. Dar îmi dați voie să o termin ca să vedeți că s-ar putea să nu fie... Din două premise, doamne, când una e falsă, sigur ajungeți la falsă. Mă ascultați un pic. Așa e în logică. Mă ascultați un pic să termin și o frază. Plecați de la o premisă falsă. Fraza eu nu mi-am propus să vă acopăr, că dacă îmi propun, credeți-mă că vă acopăr. Sunt mai bun la asta decât noi astea. Clar, dar doamna Socaru, nu să termin o frază. Despre altceva, despre procurorul Negulescu. Este foarte important ca cei de acasă să nu creadă că un procuror nu poate cerceta un membru al guvernului când acesta comite o infracțiune. Poate, domnule. Așteptăm, da. Să vedem ce zice și Tăricianu și mai multe. Dacă tot guvernul face o infracțiune în... Domnilor, se numește asociere în vederea comiterilor de infracțiuni, domnilor. Domnilor, haideți să așteptăm, să vedem ce se întâmplă întrebarea cu și ce domnul...
cum va fi armonizată decizia de azi? Care întrebarea dumneavoastră se referea la băiatul ăsta de la Ploiești. Exact, băiatul ăsta simpatic. Băiatul ăsta, portocal, șomerul. Dreanț, șomerul e altul. Faptul că ajungem, doamna Fătăară, într-o țară în care preponderent procurorii, magistrații, judecătorii, avocații, sistemul juridic, preponderent e corect, funcționează corect. Are derapaje mari, dar rare din fericire, în comparație cu alte sisteme din lumea civilizată. Să știți că la noi, în România, se spune despre România că e coruptă. A făcut cineva o analiză a corupției în România comparativ cu alte state, unde presa nu face iureșul pe care îl face în România? Vă spun eu, nu. Adică că... nu e ok să facă presa. Ba da, ba da. Numai că trebuie să vedem ce spunem și cum spunem despre sistemul juridic pentru a nu-l băga pe tot în malaxorul lui Portocală. Eu cred că s-a înțeles foarte clar că noi nu vrem să generalizăm. Dar cine e procurorul ăsta de vorbește toată presa de doamna Pătraru? Păi cum cine e? Cine e? N-ai ca nimeni ăsta de la Ploiești. Cine? Unul? Se pare n-ai ca nimeni. Absolut. Un om care are atâtea dosare pe mână. E n-ai ca nimeni. Este un procuror din sutele de procurori. Dar un om care o înregistrează pe Laura Codruța Chiuveși și care poate să o șantaje. Vreau să aud și o înregistrare. Vreau să aud și o înregistrare în care despre care se vorbește în materialul ăla. Eu n-am auzit-o. N-ați auzit-o că nu erați atent. Vorbeați eu cu doamna, dar noi am discutat. Faptul că a fost înregistrat, a spus și Andrei Bădin și a spus corect. Dacă e real. Noi nu știm dacă e real. Noi comentăm ceva ipotetic. Dar vi se pare că e invenție așa? Nu știu. Eu sunt ăla care, jurnalistic vorbind, îmi place să comentez ce aud, ce văd. Nu ce se presupune că aș auzi sau aș vedea. Era o înregistrare, da? Sunt foarte multe chestii care deja au dus la plecarea unui om din sistem. Dacă a înregistrat-o pe Chiuveși și trebuie să dea socoteală și în fața sistemului și în fața legii. Dacă vedem e adevărat, da. Vedeți? Okay. Și acum comentăm ceva, dacă dar e adevărat. Dar ce-a făcut până acum, nu vi se pare... Ba da, ăla n-are ce căuta în sistem. Numai pentru că l-am auzit vorbind în halul în care vorbea. Procurorul ăla și tot la B1 l-am auzit. Ăla n-are ce căuta, ăla nu-i procuror. Păi, asta cred că e cea mai mică problemă. Dar de ce l-ați pus acolo, procuror șef? De ce l-am pus cine, domnul? Dumneavoastră. Păi cine, domnul? Păi a zis că n-are ce căuta, dar de ce l-ați pus? Tu nu l-a pus? Dar nu l-a pus domnul Barbu. Președinte, păi, nu l-a pus domnul. Nici nu e nimplat. Nu, păi cine l-a pus? Nu președinte României. Nu, cine spune conduce? L-a pus domnul. Nu, șef, nu. Nu? Procurorii șefi ai țării? Numește magistratură, da, dar nu-i pune nu, șef. Nu, procurorii șefi. Eu mă refer, la cine vă referiți dumneavoastră? Eu mă refer la șefii... A, la ăsta? Da. Păi stai, eu după părerea mea... N-are niște șefi care i-au transferat dosarele? Ba da. Ba da. Păi vedeți, nu noi, nici dumneavoastră. Și acum ce facem? Batem câinele? Păi... Este un câine lesă. Păi, dumneavoastră sunteți prea mare, domnul Ghișe, sunteți prea mare să vă pici un câine. Uitați-vă unde duce lesa, dacă tot vreți să facem o anchetă jurnalistică, vedem unde duce lesa, domnul Ghișe. Nu vreau să fac anchetă jurnalistică, dar... Elena Pătraru asta și-a propus să facă o anchetă jurnalistică. Care l-au promovat pe un astfel de om în calitate de procuror care cercetează dosare de asemenea învergură, nu știu cine e? Nu vreți să vedem unde duce lesa? Dacă tot vreți să informăm pe cei de acasă? Nici nu răspundeți la întrebare. Hai să o luăm cronologic. De cei de acasă informați, mă, de ce spuneți dumneavoastră? Nu, de ce spune B1 și alte televiziuni ce spun? Deci, cine l-a pus pe omul ăla acolo cu astfel de dosare? Nu șefii lui? Ba da. Păi, vedeți, acolo e buba. De ce l-anchetăm pe el? Întrebare. Păi nu vedeți că îmi țineți teoria? De discuta păi noi l-anchetăm pe el. Această frumoasă dumneavoastră a zis că trebuie să nu mai fi în magistratură. De ce? Dincolo de această frumoasă discuție, utilă. Sunt două întrebări, da. Sunt două întrebări. Un procuror, asta e o curiozitate, chiar mi se pare interesant, că despre asta nu s-a mai vorbit acum. Un procuror trebuie să sune la șeful lui să-l întrebe șeful, poți să-l cercetezi pe Ghiță? Cum adică? Asta ar fi prima chestie. Da, și a doua, este normal? Nu știu, e normal sau nu, vă întreb, nu știu. Și doi, dacă într-adevăr aceste dosare făcute de domnul Portocală pot fi acum puse sub semnul întrebării, ieșind la... Cum cine e Portocală? Cine. Atât de multe lucruri ieșind la iveală, neclare, în legătură cu practicile domnului Negulescu, modul în care își obținea aceste mărturii. Unele dintre ele într-un mod incredibil, da? Spun cei care au citit și care au văzut cam cum acționa acest domn. Doamnă, mie poate să mi se pară acest domn Negulescu, zis Portocală, a, el e portocală, derbedeu și un impostor ajuns în procuratură, o unealtă în mâna doamnei Chioveși sau zeul local al luptei anticorupție. Până nu există o decizie legală că acest Portocală este vreunul din personajele descrise mai sus,
Eu nu pot să spun ce s-ar putea face în continuare. Merg pe prezumția că decizia anchetei interne, celor care se autosesizează sau nu se autosesizează, decizia va fi favorabilă lui Portocală, cum de exemplu a fost favorabilă lui Coldea. Și din acest motiv să spun eu că dosarele ar trebui luate de la capăt, că ar trebui verificați toate portocalele din sistem, de la Prahova, de la Oradea, de la Vâlcea, de la... Se aș bate câmpii, pentru că aș vorbi despre așa o lume ideală care nu a fost pe aceste meleaguri în ultima sută de ani și nici nu mă aștept să se întâmple în următoarele zeci. Da, totul se reciclează, nimic nu se pierde și domnul respectiv, dacă e așa de destoinic, va fi reciclat. Dar culmea e că în timp ce se pare, spune un apropiat, un domnul Șomeru, spune despre domnul Portocală, că o suna pe șefa DNA și o întreba dacă poate să-l ancheteze pe Ghiță și dacă nu urma să folosească înregistrarea sau o șantajeze. În tot acest timp, doamna despre care se spune că urma să fie înregistrată, lăuda activitatea celor de la DNA Ploiești. Asta e culmea. Păi, eu nu l-am înțeles pe domnul Barbu. Știți, dați-mi voie acum, pentru că domnul Barbu le-a răspuns și doamnei Bulai și domnului Ghișe. Acum dați-mi voie să mă adresez eu domnului Barbu. Și apreciez că nu vă întrerup. Vă rog, domnule Barbu, cum întrebați dumneavoastră cine este acest nei ca nimeni când noi ne zbatem să răspundem la niște întrebări teribile? Domnul Negulescu, care a avut foarte multe dosare, care a avut cele mai importante dosare. Cum ne puneam noi întrebarea în emisiunea trecută, dacă vă amintiți, cum din toate dosarele astea foarte importante, indiferent din ce zonă veneau din România, da, geografică, din ce zonă geografică, taman ajungeau la domnul Negulescu. Tot dumneavoastră îmi spuneți că n-are nicio legătură chestia cu vocabularul. Păi cum, domnule Barbu, când noi am dezbătut aici problema cu vocabularul domnului Negulescu? Are legătură. Oricum, da, are legătură. Eu nu știu cum funcționează acest sistem și nu știu dacă domnul Negulescu a făcut bine că a sunat-o pe doamna Căreși vis-a-vis de dosarul domnului Ghiță. Da. Nu știu dacă a făcut doar în ceea ce îl privește pe domnul Ghiță sau dacă este o practică, nu știu, care se perpetuează. Pentru că mi s-a adresat o întrebare și mai ales că vine de la o distinsă și frumoasă doamnă, pot să-i răspund acum în prag de mărțișor, primăvara Ghiocei? Ok. Scumpă doamnă, astăzi, la Ploiești, tot la DNA, cred, a fost chemat un individ pentru o șpagă de 50 de milioane de euro. Așa. Numele procurorului ăla, vi se pare mai important decât al lui găinarul ăsta? Mie mi se pare că da. Să vă spun de ce. Pentru că 50 de milioane de euro șpagă înseamnă că afacerea e de cel puțin jumătate de miliard. Că șpaga nu poate fi foarte mică sau foarte mare decât dacă afacerea e foarte mică sau foarte mare. O secundă. Ce am vrut să spun este așa. Că presa, și nu e reproș la adresa nimănui, a făcut dintr-un nei ca nimeni, după părerea mea. Dar poate greșesc, că nu sunt deținătorul adevărului absolut. Dintr-un nei ca nimeni de la un DNA oarecare teritorial, a făcut un erou național. DNA oarecare? Are poreclă. Ghiță. Este Portocală. Adică de aici... Mi se pare nei ca nimeni în continuare? Pot să vă spun ceva mai puțin pasional decât domnul Barbu. Este foarte simplu dacă ce a spus domnul acela Șomeru e adevărat sau nu. Cine e Șomeru, domnul? Iertați-mă. Mă scuzați, nu sunteți în peisaj. Lăsați că noi știm. Îmi cer scuze. Șomeru, dacă a spus adevărul, se poate verifica în înregistrarea convorbirilor telefonice. Deci dacă într-adevăr Negulescu și-a sunat șefa la București ca să știe... Deci nu știm asta acum. Am înțeles că... Nu, dar ca să vedeți cum e, când vă întrerupe cineva, taman într-un expozeu de două, de da, două, trei caracteri. Da, să vă întrerup eu, că luăm publicitate. Așa că terminați-vă ideile, vă rog. Expozeu. Aici nu e expozeu. Așa mi s-a părut. Nu, dacă vreți să înțelegeți împreună cu cei de acasă. Cum e să vă întrerupă cineva la fiecare frază? Publicitate în două minute. Mai aveți coerență în ce spuneți? Dați cuvântul, domnule, că misiunea dânsului se întrerupă pe toți. Vă rog. Deci ce vreau să spun este că înregistrarea convorbirii dintre domnul procuror Negulescu și șefa lui de la DNA se poate verifica ușor dacă Șomeru a spus sau nu adevărul. Deci pentru că, el a spus exact, Șomeru, ce ați declarat dumneavoastră, anume că s-a referit la închetarea lui Ghiță. Da. Deci dacă e adevărat, e în înregistrarea convorbirilor telefonice. Deci chestia asta se poate rezolva. Păi da, și ascultăm înregistrarea. Da. Nu are nimeni? Noastră nu ați ascultat-o. A fost?
Da, înregistrare? Da, erați prins cu altă treabă. Vă-mi cer scuze. Și acolo înregistrare este... Până una asta luăm publicitate, revenim de la... și 34, cred, dar așteptăm o declarație și din partea lui Călin Popescu Tăriceanu, care a răspuns la decizia CCR. Rămâneți cu noi. Da, sunt niște decizii importante date astăzi de Curtea Constituțională în legătură cu capacitatea celor de la DNA de a cerceta o decizie, o lege, modul în care a fost promulgată o lege. În legătură telefonică directă cu noi, avocatul Gheorghe Piperea. Bună ziua, domnule avocat! Bună ziua! Ce efect credeți că va avea decizia de astăzi a Curții Constituționale? În primul rând, va trebui să aibă niște repercusiuni în privința asumării unor răspunderi. Este clar că a doua oară Curtea Constituțională spune că puterea judecătorească a cam pătruns în atribuțiile puterii legiuitoare sau executive. Spun a doua oară pentru că nu trebuie să uităm că în urmă cu două săptămâni la sesizarea CSM și respectiv a președintelui, dacă ar exista sau nu conflict juridic de natură constituțională, tot în legătură cu emiterea ordonanței 13, s-a răspuns că nu și că guvernul are dreptul să emită ordonanțe de urgență. Aici trebuie să vă spun, ca să nu se considere că contrazic ceea ce am susținut în urmă cu o lună de zile, sunt în totalitate împotriva ideii ca legi de asemenea importanță, cum este codul penal, să fie modificate prin ordonanță de urgență pe motive de predictibilitate a legii. Am închis paranteza. Iar acum Curtea Constituțională spune că invers, DNA, prin faptul că a achetat modul în care se emite o reglementare cu caracter normativ, urgența emiterea acestei ordonante, reglementări, scuzați-mă, a încălcat, practic, puterea, atribuțiile puterii legislative, încălcând implicit articolul 1 aliniatul 4 din Constituție. Când așa ceva se întâmplă, când cei de la Curtea Constituțională spun acest lucru, trebuie să existe repercusiuni. Iar acestea nu pot să fie, și cred că e legitim să cerem cu toții, nu pot să fie decât demisia celor trei șefi de parchete și respectiv demisia tuturor celor din CSM, care sunt aleși, nu cei care sunt numiți de drept acolo pentru pozițiile pe care le au. Repet, tuturor celor aleși, cu excepția domnului Baltac, singura care a atras atenția că este o problemă foarte serioasă să te implici ca judecător în procesul de elaborare a legii sau să te opui elaborării unor legi. Încă o dată, pentru că nu vreau să fiu acuzat de nimic, mie mi se pare că a fost o greșeală enormă a celor de la PSD și ar trebui ca și în interiorul lor să se întâmplă niște demisii serioase, să emită acea ordonanță de urgență în condiții care au putut să fie calificate atât de suspecte și care au ridicat tensiunea la asemenea grade. Dar asta este un lucru și excesul de zel cu care s-a răspuns din partea cealaltă este cu totul altceva. Pentru că dacă nu se întâmplă aceste repercursiuni, vă spun un lucru foarte clar și foarte precis. Cetățenii, inclusiv cei informați, nu vor avea conștiința faptului că trăim într-o democrație, ci într-o republică a procurorilor. Al doilea efect și care este mult mai important după părerea mea, orice politician de acum încolo, fie el PSD-ist sau din opoziție, trebuie să știe că cu aceste lucruri nu te joci. În consecință, de acum încolo, nici nu trebuie să te joci de ordonanța de urgență, de asemenea nici nu trebuie să mergi în stradă și să încerci să conduci un stat prin proteste de stradă sau prin frica de protestele de stradă. Eu cred că este o lecție foarte serioasă, dată cu calm de cei de la Curtea Constituțională, la care trebuie să luăm aminte toți, de la juriști până la jurnaliști și la cetățenii de rând, obișnuiți. Bun, pe de altă parte, această cercetare a fost trimisă astăzi de la DNA către Parchetul General. Deci ei se vor ocupa de modul în care se vor ocupa de cercetare. Cercetarea care a început în urma unei sesizări. Da, aici trebuie să spun două lucruri. După câte ați observat, desigur, n-a fost numai o declinare a competenței de la DNA la Parchetul General, ci și o clasare în privința acuzației de corupție. Acuzația de corupție, în momentul de față, nu mai există, e clasată. Asta este una la mână. În al doilea rând, există foarte multe situații, inclusiv una pe care am gestionat-o eu în trecutul apropiat, în care parchetul
sau în special DNA, îți trimite înapoi, acasă, o plângere dacă nu conține, spre exemplu, CNP-ul sau adresa de e-mail. Ori aici, dacă ne aducem aminte, sesizarea a fost una foarte ciudată, venită de la un ONG-ist, despre care doamna Tipiu spunea că este un fost șofer al său. Nu are importanța asta, calitatea asta, important este că în anumite situații, procurorii de la DNA sau, în general, procurorii de la parchetul general sunt foarte scrupuloși cu formele, în timp ce în alte situații nu sunt deloc scrupuloși. Și aici trebuie să ne punem întrebări dacă nu cumva e vorba de o dublă măsură. Și e periculos dacă ar fi așa. Mulțumesc pentru această intervenție, Gheorghe Pipera, în legătură telefonică directă cu noi. Da, clar e că oamenii care și-au făcut deja o părere o vor păstra. Sunt deja apeluri la protest în urma deciziei Curții Constituționale. În fine, acum fiecare cântărește cum vrea, interpretează cum vrea decizia de astăzi a Curții Constituționale. Dar dincolo de proteste, dincolo de comentarii, e probabil un moment simbolic ăsta, cel de azi. Ar putea fi. Domnul Pipera, din punctul meu de vedere, a avut dreptate. Un stat de drept este un stat în care scopul nu scuză mijloacele, ci mijloacele trebuie să primeze scopului, să spun așa. Dacă parcurgerea cadrului legal nu te duce la prinderea lui Ghiță, dușmanul poporului, a lui Udrea, dușmanul poporului, sau indiferent cum îl cheamă, atunci acel personaj nu trebuie băgat la pușcărie, nu trebuie acuzat. Asta face diferența între un sistem totalitar și un sistem de tip democratic bazat pe statul de drept. Acum, sigur că orice altă instituție ar fi avut în spate acest deficit de imagine, toate aceste personaje dubioase pe care le-am enumerat aici, cu numele de cod portocală. Șeful acelei instituții ar fi fost, demisia șefului acelei instituții ar fi fost pe buzele tuturor. Aici pare că DNA-ul acesta stă în doamna Chioveși, că nimeni din autoritățile politice și administrative care au căderea să îi solicite o reacție, o reacție în sensul asumării deficiențelor din propria instituție, pare că nu o face. Dacă ar fi fost un minister, dacă ar fi fost, nu știu, un directorat din Ministerul Învățământului, bănesc că s-ar fi solicitat a doua zi. Doamna Bulai, iertați-mă, ca să nu împiedic, de că e păcat de ei frumoasă, ce minister credeți că are 2000 și ceva de dosare ale politicienilor în lucru? Era retorică întrebare. Ministerul Educației, Direcția pentru Învățământ preuniversitar. Cine se ceară, doamne, Chioveși, să plece când dă 90% dintre cei care, constituțional, legal, cum vreți, ar putea cere, sunt în sertarul DNA. Doamna aceasta, doamna Chioveși, nu este DNA, deși dânsa poate că are o astfel de viziune. Dânsa nu este DNA, dânsa este o persoană care, dintr-o poziție de vârf administrativă, trebuie să își asume eșecul și problemele instituției pe care o conduce, indiferent că acea instituție se numește DNA, parchet, eu știu, patriarhie, SRI sau SIE. Trebuie să existe genul acesta de răspundere, că nu s-a născut procuror șef DNA și nu va sfârși acolo. Ori nu-mi dau seama de ce, repet, politicienii și mai ales cei din PSD nu scot cuvântul demisie nici a mia parte cât se aude acest cuvânt prin studiourile de televiziune. Poate că nu e neapărat cazul, nu e momentul și o decizie de acest gen nu trebuie să fie luată așa într-un mod pripit, ci doar pentru că au apărut niște chestii într-adevăr șocante la televizor. Dar trebuie să spun că nici DNA-ul... Dar numirea în funcție s-a făcut pripit, printr-un târg politic. Nu e adevărat, cum domnule Ghișe. Păi n-a fost adusă de la Bruxelles să facă pe șef la DNA? Păi, dar în momentul în care a fost propusă doamna Chioveși și nu a fost propusă aiurea, nu era un personaj venit așa din neam. Aici cere demisia aiurea. Doamna Chioveși era cunoscută de atâta vreme și avea rezultate foarte bune. Numitul Negulescu, alias Portocală,
ăsta a ajuns de capul lui șef pe acolo cu toate dosarele astea cu mare miză națională? Așa cum spunea doamna Bulai, că nu e DNA doamna Chioveși, nici Negulescu nu este DNA. Da, stați puțin, adică e DNA la succese, dar nu e DNA la insuccese? Bun, poate că aici, într-adevăr, o analiză... Discutăm iarăși despre Negulescu și despre Chioveși. Chioveși îl ține în brațe. Chioveși nu numai că nu iese, cum spunea doamna Bulai, să spună ceva, că ne-am obișnuit cu tăcerea domniei sale. Îl ține în brațe, îl laudă și nu numai pe el. O să ne trezim, știți bine că am mai avut odată discuția asta despre un alt domn procuror care, mă rog, îmi scapă numele dânsului acum. Dar totuși, doamna Chioveși trebuie să aibă o reacție. Dacă nu are o reacție, înseamnă că nu are ce căuta acolo. Nu se poate chiar să nu spună nimic. Draga mea doamnă, a avut o reacție cu ocazia festivismului de la DNA când a zis suntem loviți și rezistăm pe culmi mărețe de luptă anticorupție. A făcut un recital acolo de zi. Nu, la nivel de reacția pe care am așteptat-o de la doamna Chioveși, din păcate. La nivel de discurs a fost bine. Revenim de la fix, așteptăm o reacție din partea lui Călin Popescu-Tăriceanu și da, ar trebui să vorbim și despre un nou dosar la unde? La DNA Ploiești, acolo de unde tocmai a plecat domnul Portocală. Cine să fie? Tot ghiță, domnule. Tot ghiță în lipsă, bineînțeles, de la fix vorbim. Da, nu putem să trecem peste un subiect care ne-a înseninat weekendul. S-a vorbit foarte mult, s-a râs foarte mult, dar s-a râs așa, mai în colțul gurii. Ministerul Educației reacționează după scandalul legat de Olimpiadă, pentru că acolo la Olimpiadă li s-a cerut unor elevi de clasa 12-a să conceapă un denunț după un fragment din romanul Moromeții. Ministerul a ajuns să ceară că, ca de acum înainte, subiectele să fie elaborate de specialiști din grupurile de lucru din Ministerul Educației. Alina Solucean vine cu detalii. Găsite reprezentanții Ministerului Educației fac apel la toate cadrele didactice care elaborează subiectele pentru aceste tipuri de examene olimpiadă să țină cont de programa școlară pentru a evita astfel de subiecte și de conflicte, să respecte programa în vigoare și să adapteze cerințele la specificul vârstei, tocmai pentru a evita apariția unor situații care lasă un loc de interpretări fără legătură cu mediul școlar. În același timp, spun reprezentanții Ministerului Educației, subiectele pentru Olimpiadă nu vor mai fi făcute la nivel județean, ci vor fi specialiști din cadrul Ministerului Educației care vor face acest lucru. Începând de anul școlar viitor se va întâmpla asta și asta pentru că măsura va fi... Am observat. Aș dori să fac câteva considerente pe marginea deciziei luate astăzi de Curtea Constituțională ca urmare a sesizării pe care am adresat-o în legătură cu conflictul interinstituțional provocat de demararea anchetei de către DNA la nivelul Guvernului în legătură cu modul în care a fost adoptată ordonanța Guvernului, ordonanța de urgență numărul 13. E bine, după cum ați văzut, în comunicatul Curții Constituționale se constată o încălcare gravă a principiului separației puterilor în stat și Curtea consideră că DNA și-a arogat atribuții pe care nu le are din punct de vedere constituțional. Este ceea ce eu am dorit să fie avut în seamă în sesizarea pe care am adresat-o curții, și anume că pentru oportunitatea și legalitatea proiectelor de lege, ordonanțelor de urgență și a hotărârilor de guvern, există două entități distincte care pot să cenzureze aceste acte ale guvernului. Da? Deci Parlamentul delegă legislativ către guvern posibilitatea de a adopta proiecte de lege și ordonanțe de urgență și Parlamentul e cel care le cenzurează. Din punct de vedere al oportunității, din punct de vedere al legalității, numai și numai Curtea Constituțională poate să decidă și în niciun fel și nici de cum Procuratura. Ceea ce pot să vă spun este că am observat astăzi de dimineață o mișcare tactică menită să
înlăture probabil rușinea care putea să planeze asupra DNA-ului ca urmare a unei decizii a curții, așa cum am văzut, și anume au decis clasarea unei părți din dosar și trimiterea unei alte părți către parchetul în altei curți. Probabil că au intuit că vor pierde în fața curții constituționale ca urmare a sesizării pe care am făcut-o și au întreprins această mișcare. Să știți că nu, lucrurile nu sunt mai puțin grave pentru că DNA-ul a clasat o parte din dosar. Acest conflict a fost și rămâne în continuare, aș spune, să fie soluționat pentru viitor. Deci mă aștept și aici am remarcat și doresc să subliniez și declarația făcută de domnul ministru al justiției, profesorul universitar Tudorel Toader, care și domnia sa sublinia necesitatea ca decizia curții să reglementeze și pe viitor această problemă delicată, în așa fel încât să nu mai planeze temerea la nivelul executivului că o parte din deciziile pe care le adoptă ar putea să fie anchetate de procuratură. Să știți că ceea ce s-a întâmplat în România cu ancheta DNA în legătură cu Ordonanța 13, cred că este o premieră în lumea democratică și în democrațiile parlamentare. O premieră nedorită, evident, pe care am mai menționat-o și vreau să o menționez astăzi din nou. Așadar, decizia curții vine să aducă lucrurile în normalitate. Dacă o să mă întrebați dacă mă bucur, sigur că mă bucur, dar vă dați seama, este totuși nefiresc să ne bucurăm de normalitate. Normalitatea ar fi ceva absolut firesc. Mă bucur însă de altceva, realmente, și anume că intervențiile mele succesive pe aceste subiecte politice, aș spune, serioase, profunde, fundamentale, care vizează raporturile între puterile statului. Intervenții pe care le-am făcut în mod repetat în ultima vreme se dovedesc că au fost corecte. Și vreau să atrag atenția tuturor celor care, cu o tentație pe care nu vreau să mi-o explic, care are probabil anumite resorturi și care nu mă interesează. Dar cei care au făcut referiri la mine că nu doresc ca în România să funcționeze justiția, că doresc slăbirea justiției, că am un discurs antijustiție, se dovedește astăzi cu totul și cu totul fals. M-am referit întotdeauna la chestiunile fundamentale care sunt reglementate de Constituție, la modul în care trebuie să funcționeze instituțiile statului într-un autentic stat de drept și iată că aceste puncte de vedere astăzi sunt confirmate prin decizia Curții Constituționale. Ceea ce a făcut DNA-ul poate fi calificat ca un abuz de putere și vreau să spun fără niciun fel de echivoc că abuzul de putere înseamnă corupție, corupția puterii. Adică paradoxul este că instituția care este chemată să combată corupția este ea însăși o instituție care suferă de corupția puterii, puterii lipsite de orice fel de control democratic. Este regretabil și sper ca, așa cum am spus și înainte, decizia curții să reglementeze această problemă și pentru viitor. Încă un lucru pe care doresc să-l ating și la care m-am referit nu odată chiar de la tribuna Parlamentului și de la acest pupitru, și anume, Curtea a spus foarte clar că pentru deciziile politice ale membrilor guvernului, singurul care este în măsură să le sancționeze este electoratul și nu instrumentele de politică penală pe care le aplică parchetul în speță Direcția Națională Anticorupție. Să știți că aceste acțiuni pe care le-am văzut întreprinse în ultima vreme, dincolo de faptul că perturbă ordinea de drept constituțională, mai au încă un efect, perturbă pur și simplu activitatea guvernului, a ministerelor, a celor care funcționează
la nivelul executivului și acesta este un lucru care trebuie avut în vedere și trebuie să vă spun aici că nu de puține ori în ultima perioadă, în ultimile câteva săptămâni am avut întrevederi cu diferite instituții internaționale care mi-au semnalat blocajul care există la nivelul executivului. Un blocaj la nivelul deciziilor, decizii care sunt trenate pentru că au remarcat și ei, există o temere, haideți să-i spunem franc pe românește, există frica multora dintre cei care sunt funcționari publici de a lua decizii tocmai pentru a nu risca ca ulterior deciziile lor să fie anchetate, așa cum s-a văzut în ultima perioadă, de către organele de cercetare penal. Acestea sunt consecințele modului în care excesele și derapajele din justiție ne-au adus în momentul de față. Și de aceea salut decizia Curții Constituționale, care cel puțin pe o anumită zonă vine să repună lucrurile în normalitate. Vă rog dacă aveți întrebări. Vă rog. Nu știu să vă spun. Cred că asupra acestui subiect probabil că ar fi mult mai nimerit să vă adresați ministrului justiției. Nu vreau să fac considerente pe acest subiect, nu sunt pregătit să vă răspund la așa ceva, trebuie și eu să mă consult cu juriștii pentru a vă putea da un punct de vedere. Vă rog. Să știți că nu odată eu am ridicat semne de întrebare în legătură cu acțiunea DNA-ului pe care am calificat-o ca fiind și una politică și în acest caz mie mi s-a părut mai degrabă că acțiunea DNA se înscrie în registru politic. Sigur că Curtea Constituțională nu analizează acest aspect și trimiterea unei părți din dosar către parchetul în altei curs nu face decât să dovedească încă o dată în plus că DNA-ul nu înțelege să respecte ordinea constituțională din România și încearcă să se impună ca o supraputere în stat, ceea ce este foarte grav. Aceasta este interpretarea politică. Acum, interpretarea juridică, așa cum v-am spus, după ce mă voi consulta cu juriștii pe care îi avem și la Parlament și nu numai, o să vă pot să vă dau și alte detalii. Eu consider că este incorrect cum a procedat DNA-ul, dar DNA-ul a procedat așa, tocmai pentru ca să reducă presiunea și să, cum să vă spun, înfrângerea să pară ceva mai mică. Hotărâți-vă. Vă rog. Deci, acum, ceea ce spuneți dumneavoastră în prima parte, până să formulați întrebarea, eu nu știu ce va face parchetul general, ce va încheta. Noi avem numai un comunicat al DNA-ului în care prezintă lucrurile dintr-o anumită perspectivă. În legătură cu întrebarea pe care mi-ați spus-o, nu am stat de vorbă cu doamna Gavilescu dintr-un motiv foarte simplu, că eu nu înțeleg să interferez în activitatea membrilor guvernului. Nu știu dacă a dat un aviz, dacă n-a dat, dacă a dat unul, două, le-a modificat sau nu. Asta am citit și eu din comunicatul DNA-ului, dar le iau sub beneficiu de inventar. Cred că întreaga acțiune pe care a desfășurat-o DNA-ul este nelegală și neconstituțională, așa cum spune Curtea foarte clar. Acum, ceea ce încearcă DNA-ul să
facă în termen de comunicare publică, să se scuze, să atenueze impactul, e cu totul și cu totul altceva și nu cred că din punct de vedere juridic aceste chestiuni pot să stea în picioare. Da. Călin Popescu Tăricianu dezlănțuit, DNA încearcă să se impună ca o supraputere, DNA face politică, DNA a încercat să spele rușinea și de asta au decis să clasarea unor acuzații și trimiterea lor la parchetul general. Acuzații așadar foarte dure din partea președintelui Senatului, dar o precizare foarte importantă și din partea parchetului general. Spun din partea acestei instituții într-un comunicat că motivarea CCR este determinantă pentru anchetă. A luat cunoștință parchetul de decizie a Curții Constituționale privind constatarea existenței unui conflict juridic. Motivarea Curții Constituționale va fi determinantă pentru viitorul curs al anchetei cu privire la infracțiunile de favorizare a făptuitorului, pentru că asta cercetează acum parchetul general. Deci se așteaptă motivarea, pentru că această motivare va conta foarte mult în modul în care se va cerceta favorizarea făptuitorului și încă mai sunt câteva acuzații care au rămas din urma acelei cercetări. E un punct de cotitură? E un moment din care trebuie să reconsiderăm modul în care sunt cercetate aceste decizii? Nu. Răspuns nu. Nu e niciun moment de cotitură. După părerea mea, sunt două căi pe care lucrurile vor merge. Fie suntem o republică la nivel bantustanier, bantustanele sud-africane sunt celebre, acolo nu există lege. E scăpat de sub control totul. Deci fie România este un bantustan, o republică bananieră în care sistemul de aplicare a legii este haos, fie nu a înțeles lumea despre ce vorbește parchetul în această cercetare penală despre ordonanța cu pricina 13. Păi, repet, nu este care de mijloc. Încă nu s-a apucat. Dacă acolo, astăzi citeam în presă, nu mai știu unde, cred că tot la noastră, pe site citeam la B1, da, despre faptul că se spune, așa spun procurorii, că dintr-un seif sau dintr-un dulap sau dintr-un sertar, acolo unde s-au păstrat documentele ce au stat la baza emiterii ordonanței 13, a dispărut o motivare negativă, un aviz negativ al doamnei ministru pentru relația cu Parlamentul, Gavrilescu. Uh-huh. Păi dacă a dispărut un aviz negativ al unui ministru pe o ordonanță de urgență, este penal, păcatele mele. Dar nu ar întrebare, trebui... ministrul respectiv și-a dat avizul pe un document oficial al Guvernului României și i-a dispărut avizul. Bun, pe de altă parte e o informație care apare, numai puțin, pentru că și dumneavoastră ați vrut să fiți foarte corect, acum și noi trebuie să spunem că e o informație care apare dintr-o cercetare în curs. Parcă nu era ok. Nu. Să dai informații adevărat, dintr-o cercetare penală în curs. Dar dacă e reală? Da, și păi poate e reală, dacă e reală, poate ministrul de relația cu Parlamentul dă avize la ordonanță de guvern. Dacă am mințit parchetul, minci și eu, domnul senator. Ce, eu spun ce a spus. Așa da. Dar atunci, nu mai puțin procedural, trebuie să dea un aviz și ministrul pentru relația cu Parlamentul? Da, sau nu? Nu are nicio relevanță. Important e avizul ministrului justiției, care ăla trebuie să fie conform. Au existat totuși niște informații. Și aici ar putea să fie o chestiune interesantă. Cei de la România Liberă au scris despre faptul că Ministerul Justiției s-ar fi dat niște avize negative și că s-au făcut presiuni să fie eliminate. Pe partea de urgență, dacă era necesară această urgență. Dumneavoastră m-ați întrebat că dacă e în regulă ca un procuror să spună ceva despre o cercetare în curs. Dar e în regulă ca procurorul general să trimită de pe adresa lui de e-mail dintr-un dosar la un ziarist să scrie articol despre cercetarea în curs? Cine a făcut asta? Procurorul general al domnul Lazăr în niciun caz. Laura Codruța Chiove și domnului Mircea Marian. Aveți la informații că așa zilei. A fost? Sau tot așa niște chestii pe surse, vedeți? Că asta ne mănâncă pe de e-mail publicată în presă și pe care o găsiți pe internet. Bun, așa pot să apară foarte multe chestiuni, pot să apară foarte multe acum dacă apare documentul mesaje în presă, verifica.
Păi da, asta spun și eu. Se poate verifica, dacă cineva dorește oficiala, doamne, să verifice, ce poate să... Da, chiar nu știu, da, a plecat? Da, da, da. Scria lui Laura Codruța, Chiuveși și DNA. Adică nu cu Cuvea Om? Nu cu Cuvea Om. Da, nu era cu Cuvea Om. Chiuveși Aron, mepublic.ro. Atunci e grav. Dacă a plecat de pe adresa Chiuveși și nu știu cum la Mircea Marian, ce spune domnul senator, e de o gravitate maximă. Ăsta e motivul... Da, dar e veche de câțiva ani. Nu, eu știu din presă că ar fi de pe Cuveaua Roz sau Mov. Aia știți dumneavoastră, eu am citit din presă. Dacă e din presă și cu copia e-mail-ului. Apropo e grav, Cuveaua, e grav, grav. Dacă e așa, e grav, grav. Sebastian Ghiță are încă un dosar. E foarte grav. Nu mai știu al câtelea este. Cert e că oricum lipsește și nu poate fi cercetat deocamdată. Procurorii anchetează presupuse mite în valoare de 50 de milioane de euro în schimbul semnării unor contracte cu statul. Potrivit unor surse, banii ar fi ajuns la mai mulți miniștri. Cumnatul fostului deputat a fost adus astăzi la DNA Ploiești pentru a da declarații. Pentru ce ați făcut trei zile în acest moment? Ați comunicat ceva până la acest moment? Au fost rechiziții? Cumnatului Sebastian Ghiță, Cristian Anastasescu, a fost ridicat din parcarea unui mall din București și dus cu mandat la DNA Ploiești. Anastasescu este suspect într-un nou dosar de corupție. Procurorii anchetează presupuse mite de 50 de milioane de euro în schimbul semnării unor contracte cu statul român. Cristian Anastasescu este administratorul firmei Asesoft. El a mai fost audiat în calitate de martor în dosarul Herțanu, dar și în dosarul lui Sebastian Ghiță. La audiere a mai fost adus și un alt apropiat al lui Ghiță. Este vorba despre Bogdan Padiu, directorul firmei Timnet, care face parte din grupul la Asesoft. Sebastian Ghiță și-a vândut în 2012 toate acțiunile deținute la firmele de ITNC, inclusiv la Timnet. Fostul deputat este dat în prezent în urmărire internațională după ce a dispărut în luna decembrie a anului trecut. Sebastian Ghiță, se mai știe de dânsul unde este? Tot ce pot să vă spun este că îl căutăm. Aceste căutări nu au fost nicicum abandonate sau tergiversate, ele se desfășoară sub directa îndrumare a procurorului de caz. E căutat Sebastian Ghiță, spune ministrul de interne, după ce au primit o smetie cei de la poliție, de la doamna Chiuveși. Și tot doamna Chiuveși spunea că, domnule, poliția a pierdut, poliția să-l găsească acum. Bine, dar până la un punct, cred că nu doar poliția l-a urmărit. Bine, acum, na, sunt lucruri neclare și aici. Cu Sebastian Ghiță, însă, 50 de milioane, 50 de milioane șpagă la niște miniștri? Păi ăsta e mega dosar, nu? Așa se anunță. Pe mine mă întreb. Da. Eu cred că este o intoxicație jurnalistică. Cum adică? Păi vorba domnului senator Barbu, dacă 50 de milioane poate fi șpaga, contractul trebuie să fie de minim 10 ori mai mult. Adică vorbim de un contract de un miliard, ce e contract de armament cu firme germane fără licitație? Despre păi asta e vorba. Cine știe ce lucrări erau acolo, păi de amploare? Cine știe ce... Bun, deocamdată sunt știri de presă venite de unde? De la procuror? Bine, e o primă, de unde e o primă cifră. Păi asta apare din datele procurorilor, 50 de milioane. Pe surse de la procurori din deci dosare. Deci procurorii ne țin pe noi țara cu informații din dosare în timpul cercetărilor, nu? Cred că s-a dat și comunicat. Credeți? Da, de cele mai multe ori... Eu cred că nu. Ce facem? De cele mai multe ori... Nu facem nimic. Oricum o să apară comunicatul, deci, și oricum o să apară datele. Deci credeți că s-a dat, dar ziceți că oricum o să apară. O să apară date în plus. Ce vă deranjează? Mărimea cifrei? Numărul prea mare? Faptul că nu e comunicat, sigur, ci e pe surse. Pe mine mă deranjează, Ghiță, 50 de milioane, niște miniștri. Păi zi, lucutare, dacă e o treabă din asta. Nu, da, acum, pe bune, doamna Bulă, iertați-mă, cu tot respectul, ca să citim din clasici. Într-o țară în care s-au jefuit, și ăsta e verbul corect, aproape 1500 de, hai să nu zic 1500, 1200 de miliarde de euro în ultimii 27 de ani, o jumătate de miliard, că atâta e aici vorba, dacă își paga, luăm și noi o estimare, dacă își paga e de 50 de milioane, hai să zicem că ar fi fost furăciunea toată contractul de 500 de milioane, jumătate de miliard. Păi e pistol cu apă, e nimic. Într-o țară în care s-au furat 1000 de miliarde, jumătate de miliard este doar a 2000 parte din jaf. Și atenție, din câte am înțeles, de ce director Asesoft. Da. Păi, stați un pic, domnul Ghișe. Asesoft nu e firma care are contracte de sute și sute și sute de milioane cu statul? În ce calitate mă întrebați pe mine? Adică eu ce calitate am ca să vă dau răspunsul? Sunteți unul dintre conesiorii acestei lupte anticorupție. Sunteți în peisaj, domnul Ghiță.
Domnul Ghișe, sunteți în peisaj. Domnul Ghiță nu e în peisaj, deocamdată e căutat. Dar e o teorie foarte interesantă, apropo de ce îi se întâmplă acum lui Ghiță. Jurnalista Sorina Matei a scris pe o rețea de socializare o părere interesantă. Merită asta să deja o, este o sursă, merită să o discutăm. Și nu, e un comentariu, e un punct de vedere. Și da, spune are Sorina surse Matei, instituționale. Adică ce vreți să spuneți, domnul Ghișe? Doamna Matei, ce vreți să spuneți? Mă lăsați să citesc cântei? Surse instituționale. Nu, doamna Matei, pot să citesc cântei, da? Bineînțeles, ei pot fi anchetați dacă există suspiciuni și probe temeinice. Trebuie să răspundă fața judecătorilor pentru ce au făcut. Numai că suspiciunile în acest carusel financiar din care fac parte multe persoane sunt publice și sunt de câțiva ani buni. Toți ei puteau fi anchetați și până acum, dar DNA până acum a dormit. Nici când Sebastian Ghiță era în țară, adică până acum 71 de zile. DNA Ploiești nu a considerat de cuviință să declanșeze această speță. DNA Ploiești, condusă de procurorul șef Lucian Onea, prieten al procurorului DNA Negulescu, s-a trezit abia să se facă puțin show în speța în care faptele sunt vechi, pentru că astăzi la centru există o dificultate cu anchetarea ordonanței de urgență 13. Iar adevărata miză în scandalul Ghiță este modul cum a dispărut Sebastian Ghiță și responsabilitățile legale și pe persoane în această speță de care DNA nu vorbește. E un punct de vedere. Perfect. Dar pe mine mă amuză foarte tare cum știe doamna Matei că sunt 71 de zile de când domnul Ghiță lipsește. Atunci a fost dat dispărut în decembrie. Da, bineînțeles că sunt răutăcioasă. Mie mi se pare că nu prea avem ce să comentăm. Nu știm dacă suma e reală. Eu e o anchetă în curs. Mi se pare că chiar nu putem vorbi, doar ne dăm cu presupusul, comentăm ce spune doamna Matei, însă cam atât. Îmi permiteți să vă pun în atenție un subiect de 30 de secunde care vă va lăsa pe gânduri? Vă rog. Legat de domnul Ghiță, ca să știm cum... Deci veți găsi în codul penal la 291 și 297, trafic de influență și respectiv abuz în funcție, că astfel au fost construite normele juridice, acestea două, pentru ca oricând procurorul împotriva oricui cui să poată declanșa o acțiune de acuzare, doar dacă este însoțită de o convorbire telefonică înregistrată și un denunț. Asta se propune? Încă o dată, precizez. Norma juridică, acolo unde vorbește că lasă să se înțeleagă că, mă refer la traficul de influență, respectiv un act îl efectuează în mod defectuos la abuzul în funcție, norma juridică făcută prin cod penal, care nu s-a dezbătut în Parlament, ci s-a angajat răspunderea de guvernul Boc cu ministrul Predoiu și doamna Alina Bica, contributor la realizarea codurilor penale, norma juridică dă în mod subiectiv procurorului dreptul să acuze pe oricine pe baza unei înregistrări telefonice și a unui denunț. Apropo de ce spuneți dumneavoastră, avem un subiect care e un fel de chiar explicație a ideii de mai devreme. Dosarul Gala Bute, care se apropie de final și care nu este doar despre o eventuală, dacă va fi cazul, condamnare pentru Elena Udrea. Curtea Supremă va da o decizie finală în acest caz săptămâna viitoare. Soarta așa numitului binom SRI-DNA depinde de această sentință, consideră jurnaliștii de la Aluș. Curtea Supremă va finaliza în câteva zile dosarul Gala Bute, în care este inculpată Elena Udrea, iar sentința care se va da în acest dosar ar putea schimba soarta justiției din țara noastră. Jurnaliștii de la Luju.ro spun că achitarea Elenei Udrea va consfinți sfârșitul binomului SRI-DNA, care a folosit abuzul în serviciu pentru a construi dosare politice. În schimb, condamnarea fostului ministru al turismului va fi o gură de oxigen pentru șefa DNA. O eventuală trimitere după gratii a Elenei Udrea ar legitima toate dosarele bazate pe denunțuri și pe așa numitele presupuneri rezonabile. Fostul președintele României Traian Băsescu atrage atenția că în dosarul Gala Bute e greu de demonstrat abuzul în serviciu pentru că nu există niciun document semnat de Elena Udrea. Practic, DNA își întemeiază acuzațiile la adresa Elenei Udrea pe declarațiile date la parchet de foști apropiați și subordonații acesteia și pe interpretarea unor discuții telefonice. Nu sunt acuzați cei care au aprobat contractul de publicitate. Și este acuzat ministrul, care n-a fost în nicio comisie, n-a fost în nicio direcție, n-are nicio semnătură, delegase competențele către secretarii de stat, secretarul general. Acest abuz în serviciu i-a adus ca folos necuvenit aplauze, voturi,
Asta spune procuror. Dacă în urma acestei decizii ar fi aprobat un contract, ar fi băgat un ban în buzunar, aș fi spus, pă, este abuz în serviciu, cu foloase necuvenite. Avem definiția abuzului în serviciu dată de convenția de la New York, pe care am ratificat-o, și care spune că trebuie să fie trei componente. Încălcarea legii la articolul 19, încălcarea legii, folos necuvenit și intenție. La fel de bine, de abuz în serviciu ar putea fi acuzat și directorul SRI, Eduard Helvig, susține Traian Băsescu. După doamna Udrea, următorul ministru la acest minister a fost domnul Helvig. Dânsul a plătit publicitate, a promovat Frunza în concertul Lady Gaga. Adică, păi, de ce nu fi fost? De ce? În 2012, nu? Da. De ce n-ar merge și domnul Helvig la un abuz în serviciu? Unul are abuz în serviciu, altul e directorul SRI. Eu l-aș sfătui pe Helvig să-și pregătească valijara. Că Elena Udrea a fost băgată la beci, preventiv, pentru promovarea de la Gala Bute. Da, nu va conta însă numai dosarul acesta. E o interpretare a celor de la Luju, e și interpretarea fostului președinte Traian Băsescu, dar mai sunt niște dosare care vor avea o finalitate anul ăsta. Cel puțin în primă instanță la fond se va da o decizie. ANRP, mai are un dosar Alina Bica și dosarul ANRP în care Alina Bica. E acest dosar al Elenei Udrea, mai urmează încă un dosar al Elenei Udrea în care trebuie să dea decizia. Vor conta foarte mult acestea. Mai degrabă, de asta aș numi 2017 ani de cotitură pentru ce se întâmplă în justiție. Cumva a început, din punct de vedere sociologic, din 2016, de când încrederea în DNA a luat-o pe o pantă descendentă. Indiferent ce spune doamna Chioveș, și încrederea în justiție și în DNA a ajuns din nou la sub o treime din populație. Din nou, referindu-mă la comparația cu începutul anilor 90, când doamna Stănoiu s-a chinuit să aibă un nivel scăzut al încrederii în justiție. Însă, sigur că verdictul în aceste dosare va fi foarte important, nu neapărat pentru DNA, care, repet, este o instituție, dintre multe altele, ci pentru încrederea populației în stat, ca stat de drept sau stat polițienesc. Sigur că aceste dosare au început și au creat așa aureola de arhanghel al luptei împotriva corupției Laurei Codruța Chioveși. Această poziție de foarte de sus în topul încrederii poate să aibă o prăbușire uriașă. Deja au apărut în primul rând discuții favorizate de mass media ale acestor persoane blamate într-o primă instanță, inculpate în dosare, că a început să vorbească și doamna Udrea, a vorbit și doamna Bica. Să știți că după aparițiile doamnei Udrea sau ale doamnei Bica, oamenii au început să-și pună puncte de vedere și au început să-și pună multe întrebări legate de acel mecanism al scopului care scuză mijloacele. Iar lupta împotriva corupției s-a dovedit o înlocuire, o dorință de a-i scoate pe unii din scenă și a-i înlocui cu alții. Da, cazul Orban, care în campania electorală, și aici vorbesc strict ca sociolog, în campania electorală a fost o lovitură uriașă dată PNL-ului, o lovitură devastatoare pentru București, s-a lăsat cu zero consecințe din punct de vedere juridic, ba mai mult, dincolo de faptul că partidul, iată, nu reacționează, deși a pierdut electoral, nu reacționează nici în a-și recupera electoratul și a avea o atitudine în spațiu public legate de acest mecanism al scopului, persoana care trebuie dată jos, ce scuză mijloacele cu orice fel de... Este anul acesta, prin prisma acestor decizii importante pe care le așteptăm un an de cotitură, vedeți? Cu certitudine, ce spune doamna Bulai și ce spune și dumneavoastră este nu corect.
este începutul unei posibile dezbateri naționale și cu certitudine 2017 va fi un an foarte important. Nu știu dacă neapărat hotărător, dacă decisiv, dar foarte important pentru că în spatele lui, în spatele acestui an, 2017, se află anii în care s-a mers prea departe, anii în care s-a făcut spectacolul la ușa DNA-ului, anii în care am văzut mai multe cătușe decât emisiuni pentru copii la televizor, am văzut mai multe cătușe decât lucruri normale într-o țară normală și cu certitudine, întrebarea noastră are răspuns da, pentru orice om sănătos la minte. Numai că, repet, am mai spus-o, depinde foarte mult de noi, de presă, de opinia publică, de decidenți, cum se va termina 2017, pentru că apune obroc, apune frână unui proces. Hai să nu spun neapărat de curățare, că e prea tare cuvântul. De stopare a jafului într-o țară necăjită cum este România și nu e populism, apune frână unui proces, repet, de stabilire a vinovaților pentru jaful național, istoric. Nici o țară pe timp de pace n-a trăit ce a trăit România în ultimii 27 de ani. Și sunt studii în sensul ăsta. Nici o țară pe timp de pace n-a pierdut într-un deceniu sau în două ce a pierdut România. E, nu se poate să mergem acasă, să stingem lumina, vorba doamnei Bulai, dormiți liniștiți că FNI lucrează, era celebra poveste care a devastat sute de mii de familii, da? Nu putem. Eu așa cred că nu putem să lăsăm lucrurile pentru ăștia 20 ceva de ani, hai domne, gata, închidem, băgăm inventar, nu mai plătește nimeni. Dar nici ce s-a întâmplat și cazul Orban invocat de doamna Bulai, doar unul, și e cel mai complicat, e cel mai vizibil, dar e doamna, cum o cheamă, doamna care a fost condamnată nevinovată pentru banii împrumutați, doamna Cazularinca și altele. Și revenim. În timp ce noi vorbim despre tot felul de lucruri la nivel înalt, justiție, scandaluri din astea, sunt niște băieți care în continuare își fac treaba pe veche, așa, după obiceiul locului. Primari care, de exemplu, se duc în tot felul de deplasări, pentru care, bineînțeles, sunt folosiți bani publici, cu diverse scopuri. Bună oară, hrana spirituală. În Statele Unite și unde poți să găsești hrană spirituală decât în Las Vegas? Vegas și în Miami. Așa și-a motivat plecarea în cele două frumoase zone, edilul din localitatea prahoveană Brebu. Trăiește visul american, vrea să meargă dumnealui și cu încă trei tovară, și așa i-a denumit, și pentru că deplasarea este din banii cetățenilor, va face un raport la întoarcere. E, dar deplasări de astea erau foarte multe, erau și niște domni parlamentari care se duceau tot așa să-și hrănească spiritul mai știu pe unde. Eventual poți să cauți hrană spirituală la ruletă, că poate, dacă tot ești în Las Vegas. Acest domn râde de noi. Nu, poate... doamnă, cum? Sau dumneavoastră râdeți de noi. Vă rog să mă credeți, eu sunt fan, dar după ce vorbește... Eu aș fi înțeles ca... Lăsați-mă să vorbesc. Abia așteptăm. Eu aș fi înțeles ca acest domn să caute hrană spirituală în Tibet. Numai că nu știu cum ar fi sunat atunci raportul pe care urma să-l facă la întoarcere. Probabil că ar fi fost unul foarte scurt, probabil că nu ne-ar fi spus cum anume a meditat și nici ce a învățat, pentru că probabil n-ar fi învățat nimic. Știu că sunt rea, însă atunci când vorbim de bani publici devin așa un arici. Dau cuvântul domnului. Nu, întâi doamna Bulai, că s-a înscris la cuvânt. Eu cred că primarii, consilierii dintr-o localitate, ceea ce decid în Consiliul Local, sunt îndreptățiți să pună în practică. Dacă vor fântâne arteziene fanteziste, dacă vor parcuri lângă pădurea satului sau pe Imaș, dacă vor teren de fotbal în pantă sau cu alt fel de așezare, doamne, vor fi sancționați de oamenii de acolo. Dacă oamenii de acolo, în urma acestei decizii a Consiliului Local, consideră că este o aberație, au mijloace democratice de a protesta, de a depune plângeri, de a face ceea ce trebuie făcut. Uite, pot să facă și steagul cu diferite culori. Blazon, poate, da. Da, în față la primărie, diverse modalități. Dar dacă ei și-au ales un primar de genul acesta, știu un primar care pleca în Florida, pe banii lui sau ai prietenilor, a ajuns președinte. Știu altul care și-a scris numele cu oi pe dealuri. Creativ. Da,
creativ, fiecare comunitate are dreptul, că asta înseamnă democrație, să-și aleagă oamenii și obiceiurile care îi reprezintă. Eu cred că obiceiurile astea au venit după ce domnul primar a fost ales. Doamne, evident, dacă nu protestează nimeni, protestăm noi de la 70 de kilometri. Nu, dar pot să am un punct de vedere, atâta tot. Urmărim ce se întâmplă în alte zone ale țării, vă rog. Eu am crezut că nu o să-mi ia absolut toate ideile doamna Bula. Am calculat complet greșit. Tot ce am vrut să spun a spus doamna Bula. Eu așa doar întăresc. Doar întăresc. Eu sunt fan pentru primarul Dâmbrevu. Bravo, prietene. Și eu zic că stai prea puțin 10 zile la Miami. Stai 20, nu se va întâmpla nimic. Nici cu 10, nici cu 20. Tot pe banii lor. Doamnă, o țară în care un primar se află în pușcărie pentru că a luat șpagă în primărie, flagrant. Flagrantul în drept este aproape, nu mai e nevoie să-l probezi. E flagrant, l-am prins cu banii inscripționați. A luat 70%. Nu mai spune că știe toată lumea la cine mă refer. O țară, repet, în care într-un oraș, nu un Brebu, Prahova, nu, oraș mare, capital de județ, ăla e în pușcărie pentru că a luat șpagă dovedită prin flagrant, da? Și candidează și redevine primarul acelei urbe. Păi, vin și eu dintr-o localitate unde tot așa primarul a luat șpagă dovedită în flagrant și s-a dovedit de fapt că Râmnicu Vâlcea a fost o eroare judiciară oribilă pentru care stați un pic, să ne înțelegem. La Râmnicu Vâlcea, ca să informăm corect, nu s-a dovedit că este o eroare judiciară, nu. S-a dovedit la Tribunalul Internațional că nu a beneficiat de un proces echitabil, nu că este nevinovat. Ca să spunem adevărul, doamna Bulai. E accidental, eu îl cunosc pe domnul Cupricina și... Repet, mi-aș dori să fie nevinovat pentru că este un liberal autentic și este un om de dreapta. Eu sunt un om de dreapta, da? Asumat. Dar, repet, că se spune despre distinsul domn de acolo că a fost nevinovat și statul român l-a condamnat. Nu. Autoritățile internaționale au spus procesul în România nu a fost echitabil. Bun, vedem. Apropo de Bovintra, domnul de la Brebu și... să-i dea Dumnezeu sănătate, da. Exact ce au votat. Aia au. Corect. Sunt curios, la al câtelea mandat e? Nu scrie știrea. E foarte important. Cert este că și Florin Salam a vrut să trăiască visul american și nu i-a ieșit. L-au prins cu $100,000 pe aeroport. Așa că, da, e învățătură de minte. Să știe și domnul respectiv, domnul primar, câțiva ani să ucele. Deci, o să te duci cu bani când îi aduci înapoi prin conturi. Încercați prin conturi, nu cu bani în valiză. Că despre asta a fost vorba în cazul Salam. Omul a venit neauși cu bani în valiză, cum era cu 20 de ani. Nu mai merge că ea te controlează în valize, au niște schemele. Da, dar Adi Minune spunea la un moment dat, că am văzut și eu știrea asta ieri sau alaltă, mai țin minte când, că el nu știe cum să trec banii de acolo încoace. Păi, că trebuia fiecare om din autocarul respectiv să ia câte o sumă și ia ca treceau. Exact asta explică și proprietara restaurantului unde s-a produs acest spectacol. La aeroport ce s-a întâmplat cu banii e adevărat, dar o să-i primească. Banii au fost în valize diferite, banii nu sunt confiscați. Sunt reținuți până primesc hârtiile de la spectacol. Sunt bani munciți, i-au meritat din plin. Au venit cu vize de lucru ca formație grup pentru concert în America. Deci se plătesc taxe pentru banii care i-au câștigat aici pe companie. Lumea a aruncat cu banii pe ei, dar de un dolar. Aruncau deci în loc de imaginile de aici din România. Deci românii din America sunt foarte săraci în condițiile astea. Ai noștri o duc mult mai bine. Doamne, dacă fără mai știri din, de genul acesta, eu am copil în clasa 8-a și îl pun să învețe. Dacă mai dați știri de genul acesta, îmi zice fimea că se apucă de altceva și câștigă $100,000 în America decât să pună mâna pe Baltagu și pe... Ce să zicem? Da! Ce romanelele ești? Acum pe cuvânt. Vorbeam în pauză, haideți să... Vorbeam despre muzica populară, chiar acum am ajuns la manele. Manea la un moment dat, ca să facem legătura între cele două. Vreau să discutăm doar 20 de secunde serios. Ce ai citit acum pe mine m-a surprins, pentru că timp de 48 de ore de când știrea asta bântuie ecranele, asta cu Salam și cu americanii, eu am crezut că, într-adevăr, ăla, un ilegalist și un ciorditor, s-a dus și a trecut $100,000, a încercat să-i treacă... Nu putem să-l numim nu, așa. Nu, eu ce spun? Acum a constat că, de fapt, omul s-a dus acolo cu contract. Da, a câștigat, corect. A avut niște cântări, înțeleg. Din păcate, chiar s-a terminat emisiunea, o să-și rezolve și Salam problema, vă mulțumesc foarte. Putem să reluăm oricum subiectul când aflăm ce s-a întâmplat. Nu, emisiunea spunea. Punem punct.